Bună ziua, domnul. Cât am avut dar cu în Polonia și acolo în Polonia a fost amăzit. Ce că vă rep și foi am lucrat eu în Polonia, că am lucrat și foi în Polonia. Dar hai la masă să le arăți. Și ne te-a dus încolo? O firmă din Moldova sau din capul tău te-ai dus singur? O firmă din Moldova, am dus în Polonia, la un serviciu de cabaret. Te căutază și am lucrat eu în Polonia. Dar și scrie tot în polonez, tu înțelegi ce se întâmplă? Da. Am lucrat în Polonia și că pe Japonia, da. Mai departe, dar nici cu bani, am măzit. Și cât ai lucrat? Am lucrat acolo, am lucrat acolo o lună. Am lucrat acolo o lună zile, am măzit. Și am venit acum la Moldova, așa că am datorii la stat foarte mult și mult de pot și datorii la stat? Hă? Și datorii poți să ai la stat? Am datorii, am dat-o foarte mie, am la magandurii, așa că am rămas fără bani, am dus acasă. Așa că l-am măzit și am dus acasă muriană. Cine ai măzit? Că m-am măzit mine. Te nici te-ai măzit, dar tu cine ai măzit? Am venit acum la Moldova. Dar și muncă trebuie să faci acolo? Acum am lucrat acolo la Cârnat, m-am măzit. La fabrică? Da. Și nu ți-o dat deloc bani? Nu, m-am măzit și am dus acasă fără nici fără bani, fără nici. Dar păi, aici nu scrie că ai fi lucrat nimic, este numele tău, dar mai departe nu scrie nimic. Totul e în poloneză. Tu ce înțelegi ce scrie aici? Totul în poloneză? Da. Tu ce înțelegi ce scrie aici? Cum se numește firma care te-a dus la lucru? Mon Service. Mon Service? Da. Și de ce n-apare nicăieri numele ei? Tot văd că e în poloneză. Nu apare. Da. Salut. Da, ce sunt aici? Vorbesc cu omul. Povestește-ne. Da, pentru că vrea să afle lumea despre cazul lui, cum a fost dus la lucru în Polonia și nu l-a plătit. De ce anume aici? Dar pe aici e liniște și probleme. Nu, pur și simplu, strani ați intrat. Haide-mă în stradă, Igor, dacă îi deranjează. Am văzut că e local public, prestat servicii publice, nu? Public, pur și simplu, strani. Ăsta e al vostru, nu? Straniu. Oamenii vin unde e liniște ca să vorbească, nu? Da. Ia uite, centru creștin trebuia să ne prinească, nu să ne alunge. Le spare lor straniu că vin oamenii la centru creștin pentru liniște. Da. Și la cine ai apelat ca să te ajute? Trebuie să te adresezi la poliție, trebuie să te adresezi... La poliție, la care poliție? Și nu am făcut nic poliția, am avea la purș, poliția că nu putea să facem nic. M-am adresat la... Tu nu ai niciun document în română, tu ai documente numai în poloneză. Unde-s documentele în română de la firma română, care te-a angajat? În România, nic. Și așa am apelat la... Dar unde are sediu firma aceea? Cum ai găsit-o? Cum te-au găsit ei? Ei mie m-au găsit mine. Cum te-au găsit? Îți cai la lucru, da? Da. Și? Și am plecat la lucru în Polonia și am fost acolo și am găsit mine și am... Dar pe asta am înțeles. Dar n-au sediu firma aceea? Nu știu, au venit la tine acasă și atât, tu nu știi unde e sediu. Nu au venit la mine acasă, am sunat și mi-a spus că am plecat la lucru în Polonia și am fost amăzit și am fost... Păi asta înțeleg, așa spui tu, dar cine știe? M-aș duce la firma aceea să întreb ce-a fost de fapt. Monser, dar Monser nu-i Moldova. Monser vis în Polonia. Înțeleg, dar te-au găsit pe tine la Petișeni sau de unde ești tu? Înseamnă că are filială și în Moldova. Nu m-au găsit la Petișeni. Dar unde te-au găsit? Tu nu erai în Polonia, pe tine te-au luat de în sat. Pe mine m-au găsit? Da. La Srășeni? Pe mine m-au găsit pe număr de telefon mobil. Și te-au chemat hai în Polonia? Da. La telefon? Da, și am mers, am auzit. Că m-am auzit, că eu arăt un service, și că eu arăt compania un service, eu arăt compania care... Arest la poliție și poliția zice că nu poate să facă nimic, da? Nu poate să fac nimic, de că eu arăt compania că mă în Bolonia. Mold Service. Mold Service? Da, e corect. Și tu chiar ai fost acolo sau nu mai găsit-o pe internet? Am fost la lucru în Polonia, am fost la lucru în Polonia, așa m-am zis și am dat acasă, fără bani, fără nimic. Văd că are filială și în Moldova. Unii în Moldova, în Moldova n-are. Stai că mult vorbesc amuș, unii s-a afrăge. E că vorbesc amuș, mult.
service. De acasă. Are pagina pe internet, da? Polonia. Mă să lucru în Polonia. Văd cum m-a amăzit. Agenții pentru ocupare forței de muncă. În Bolonia, să nu în Moldova. Da, robota în Polșa pus pe ruschi. E cam mult la lucru. Și? Ai fost și degeaba. Degeaba m-a zis, mi-a dat nici bani. Dar știi în ce oraș erai? Da. De care orașul. Unde eram eu. Aici eram. Ornotovice. Da. Ornon. La Crnata am fost, m-am măgit și am dat acasă fără bani, fără nici, fără nici. Dar la poliție unde te-ai adresat? M-am adresat la IGPE, Chișinău. Chiar la Inspectoratul General de Poliție, la gara feroviară acolo, tot nu? Tot că nu poate să-ți facă Nicos, că nu putem să facem Nicos. Eu am lucru, nu puteam Nicos. Eu m-am adresat la combatere persoanelor, dar nu știi dacă la trafic de persoane, da? Dar nu știu dacă știi acolo la Gaudeamus sau unde? Acolo, știi, la Vasile Andrei. Așa. Mă, acolo și acolo minimul luat și... Și-o notat, o scris, da? Notat, dar nu știi dacă îți facă nici, nu știi. A, păi mai durează, poate se ocupă. Se ocupă de caz. Dar tu am în noiembrie ai fost, da? Și la poliție și în Polonia. Nu, am fost în luna lui octombrie, da, dar... E, octombrie ai fost în Polonia și în noiembrie ai fost la poliție, peste o lună. Da, am fost la poliție. Poliția a zis că nu putem să facem nici, o zis că nu putem să te informăm. Și acolo m-am măzit și m-am lăsat, fără bani, fără nici, fără mâncare, fără loc. Și am venit acasă în Moldova, am luat și am primit bani la fratele meu, fratele meu mi-a dat bani și am venit acasă. În Moldova, am venit acasă în Moldova, pentru că a fost amăzit și am fost dus. Bun, și aici la biserică și plan ai? Te ajută cineva? Așa zic că am nici plan la un băieț, un băieț care lucru. Îți dă de lucru? Da. Sper că nu tot așa, cu escroșe în Polonia. Nu. Bun, Igor, aici e Moldova. Da. Bun, ținem legătura, mă găsești pe Viber. Da. O să public video ăsta pe internet, da? Fă video, e că văd în Polonia, văd am zis și... Să aibă grijă cu filmul ăsta. Da, da. Bine, sănătate, noroc. Noroc. Aveți grijă când vă angajați să aveți document, dovadă.